Acum pregătim California Roll, da? Da. Hai să mă dau așa ca să se vadă în lumină. Deci o să fie cu orezul pe afară. Orezul pe afară. Punem acum Florin Bogardo. Sau aia de interior oare între ei curățată? Nu, ce are? E bună, e esență de avocado. Acum rul. Să vedem. Ne-auzi de trick este. Că nu mai poți să mai apeși așa? Păi, bă, da, poți să apeși, dar n-am făcut niciodată rulul ăsta pe din afară. Păi, dar nici pe ăla de vină nu mai auzi. Știu, da. A, e bine. Așa. Se vede. Cred că se spune așa, să prind sub rol. Prinzi, prezezi și în doi. Problema e că nu trebuie să prindem, nu? Asta. Ce? Sub. Ce anume? A, păi nu trebuie să prind bambusul, normal. Că asta n-am înțeles niciodată, frate, dar dacă fac rol, nu se duce. Păi și asta, îl dai așa. Și tu VR. Deci îl rătești în afară. Acum strângi. Presiești bine. Ridici de asta. Că nu vrei să mâncăm cu bambus cu tot. Da. Iar mergi. Nu se vede ce o să iasă aici, nu știu mai ce o să iasă, dar încercăm și noi. Așa. Ui, ure. Păi, dar acum trebuie să fii cu partea cealaltă, poate. Întoarce-l invers. Hai să încercăm invers. Zic și eu, mă pricep. Că n-am făcut nimic. Păi vine acum un peste Cristi, vine acum orezul peste. Desfăl de tot și vine cu asta peste și mea. Și presez din toate. Tragem mai așa. Să vezi, ce gata. Așa. Ca să obținem bine. De secretul e să acoperim bambusul cu cling film. Ca altfel, se lipește. Gata! Sushi! California Roll Style. Băgăm pe ăsta aici. Așa. Aducem pe platou de prezentare. Cuțitorul dăm cu apă. Așa. Și acum să taie. Și o să ne trebuiască și niște semințe de sesam. Și prima parte asta e, da. Așa, ne trebuie totuși un cuțit, într-adevăr, foarte sushi. Ei, arată foarte bine. Trebuie să mai urc cuțitul. Sushi. Este și cu ardei roșu. Da. Mai aude cuțitul. Stratul mai subțire. Da. Așa trebuie să arăt mai puțin ca să ruleze mai multe ori.